În perioada 11-12 iunie, sportivii de la CSM Bucovina-Rădăuți au participat la Cupa King Aută de la București. Aceștia s-au întors acasă cu 5 medalii de argint, lotul fiind format din 7 sportivi, dintre care unii se află la prima competiție de kickboxing. Bună ziua, domnule antrenor, cum s-au descurcat sportivii de la CSM Bucovina-Rădăuți la Cupa King Aută? Sportivii s-au descurcat foarte bine, având în vedere că am participat cu niște începători care au fost chiar la prima luptă, ne-am descurcat bine. Și sunt foarte bucuros că am avut ocazia să luptăm și să arătăm ce putem face. Cu ce rezultate v-ați întors de la București? Păi ne-am întors cu 5 medalii de locul 2, pentru că toți băieții au pierdut. Dar sunt bucuros că ceilalți care au luptat în gala profesionistă, care a fost după Interclub, da, au făcut senzație. Câți sportivi au făcut parte din lot? În lotul nostru au fost 7 sportivi, 5 juniori, 3 mici, 2 juniori mari și 2 seniori. Pe săptămână câte ore se antrenează sportivii? Normal noi avem antrenament de 3 ori pe săptămână, dar cei care fac performanță fac de 5 ori, chiar de 7 ori. Cum vi s-a părut organizarea acestui eveniment? Având în vedere că am luptat la București, la casă, la, să spunem, la gala președintelui Florin Mână, a fost o gală bine organizată. Totul a mers strună și copiii au putut să-și facă luptele și în condiții foarte bune. Cam câte meciuri au fost în zilele de competiție? În ziua competiției în Interclub au fost în jur de 139, după câte mi-aduc eu minte, de meciuri, plus pe fiecare categorie au mai fost încă 2-3 competitori care au disputat semifinală-finală. Deci, să zic așa, cu aproximație, în jur de 150-160 de meciuri.